Înainte să înceapă episodul de azi, aș vrea să-i fac o promovare lui Rappel. Are momentan 67 de abonați, merită mai mult, zic eu, pentru că are un canal bazat pe CSGO. Are clipuri și foarte aioase, dar și foarte bune pentru că joacă foarte bine CSGO. Vă las un link în descriere și o anotare pe ecran. Dacă vreți să vă abonați, merită. Hai să-l susținem și să-l ajutăm. Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din Breas la Minerilor, episodul cu numărul 12 de data asta și vă aș ruga să lăsați și un like dacă vreți în continuare episoade. Hai să dormim în primul și primul rând. Aoleu, în sfârșit e weekend, nu mai am chef de școală, deja mi s-a luat grav de tot, abia aștept vara, chiar dacă mai e ceva timp până începe vara. Am început și am lucrat puțin aici la etaj, am mai făcut ceva o camera, puteți să vedeți un mic design. Hai să vă arăt o chestie nu știu, am și nevoie și de sfatul vostru când vine vorba de chestia asta. Puteți să vedeți că aici pe colțuri arată ceva de genul ăsta. Adică acolo e cuarț, acolo e lemn, în fine. Și mă gândeam dacă e ok așa sau ar trebui să schimb. Adică dacă aș pune tot cuarț acolo ar arăta ca și cum ar fi un castel. Uh, vorba lui Leo, el a zis că ar arăta ca un castel dacă aș pune tot cuarț aici. Și dacă pun lemn, parcă arată puțin ciudat, dar parcă e totuși cât de cât mai ok. Așa că vreau să vă întreb și pe voi și vreau să vă aflu și părerea. Pentru că sunt foarte, foarte curios de ce credeți și voi despre chestia asta, adică ne-am băgat împreună în proiectul ăsta și trebuie să ieșim împreună din el. În fine, nu am capă șmecheră, un pui sau un pinguin, depinde ce vreți voi să fie. Hai să prăjim niște sand, hai să luăm niște... Facem așa două de astea, să le transformăm în căul. Hai să prăjim sandul. Bun. Punem tot acolo să fie. Și o să trebuiască să facem pereții de la etaj. Deci o să am nevoie de quartz. O să iau tot quartzul la mine. Băi Parțile... să le luăm și astea. quartz bloc. Dar o să am nevoie și de niște lemn. Au cud. Și Pilar, bun, văd că avem o grămadă de chestii cu quartz pe aici, dar am nevoie și de mai mult oakwood, să văd dacă am. De jungle wood, oakwood, uite-te și tu. Bun, cred că ar ajunge oak wood pe care îl avem momentan. Sau să o fac cu jungle wood. Da, hai să fac cu jungle wood. nu pot să pierd nimic dacă fac cu jungle wood. Până atunci o să se mai prăjească și o să se mai prăjească și alea și până atunci hai să, oh my god, hai să facem un mic design aici, 2, 3, 4, 5, oh my god, 1, 2, așa am murit o dată, mă tot aruncam de pe astea și nu mi-am dat seama câtă viață am și am făcut încă un dead, de asta am 19 deaduri în momentul de față, știu că sunt destul de multe și poate foarte mulți sunteți ceva de genul max, de ce mori atât de des, dar nu prea am ce să fac, nu prea, nu prea e vina mea. Adică e vina mea, dar da, ce pot acum să fac? Să dau timpul înapoi? Nu mai pot. Să fac aici un uh, gemuleț. Da, ar fi o idee să fac un gemuleț. Pac, pac, pac. Pac, 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 pac. Bun. Un gemuleț din ăla negru, pentru că ar arăta bine de afară, bănuiesc. Uh, nu știu ce să zic. Oare nu arată bine culoarea asta de jungle wood? Hmm, nu prea arată bine cu podeaua acum, mi-am dat și eu seama. Probabil o să scot, stai să văd dacă arată mai bine cu oak wood. 4, 5. Da, clar arată mai bine cu oak wood, adică e prea așa roșiatic și nu că arată urât lemnul de junglă, dar puteți să vedeți și voi că contrastul dintre parchet sau podea ce o fie asta cu pereții de la etajul ăsta arată foarte, nu merge, nu se potrivește deloc. Deci o să scoatem tot ăsta. Acum, na, așa o să fie episoadele, să zic, primele 20 de episoade, poate și după, de fapt și după, mereu o să fie așa, pentru că, na, vedeți și voi, mai facem câte un design, vedem că nu ne place, mai trebuie să schimbăm și o să fie destul de nasol, poate, pentru unii dintre voi care se plictisesc destul de repede, însă sper acum să nu fie vreo problemă și să nu vă supărați sau ceva de genul, însă chestii de genul se mai întâmple, se întâmplă, se întâmplă, da? Și, na, da, e ceva normal, zic eu. Da, așa că o să fac cumva un... Acum mi-a venit altă idee. Mă întâi să iau tot asta. Nu prea îmi place cum arată Jungle Wood, așa. În fine. Punem așa. O punem așa. Ceva de genul ăsta. Bun. Acum am. Pot asta? Ok. Nici eu nu știu ce vreau să fac aici. Sau cum vreau să fac. Mm. Nu știi ce. Altă idee. Scoatem chestia asta. Bun. Lăsăm aici așa o mică, mică, mică... De fapt, las așa cum e acum. Sau hai putem face ceva de gen... Nu, 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 nu. Nu clepsidră. Putem face ceva gen să punem în colțuri și să fie un plus ceva. Dar după... Oh my god. Facem pillar din asta. Pac, 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 pac. Pac, pac. Am momentan să punem peste tot și după ne decidem cum ar arăta mai bine. Asta aici nu trebuia. N-am un târnăcop, ești nebun. Trebuie să mă duc să iau un târnăcop. Un ceva de genul ăsta. Am nevoie de un târnăcop. Acum și aici, de, de fapt nu prea place așa sau să pun cu plusul ăla, parcă -i, Nu știu, parcă suntem la Crucea Roșie sau ceva de genul ăsta. Și până la urmă asta e o casă, nu-i crucea roșie. Hai să luăm repede plesul, dacă tot am venit aici. Să luăm și un cop, pentru că avem nevoie de unul. Hai frate, nu găsesc un cop Ba da, uite, avem aici un cop. Uh, colorant. Colorant, colorant negru. Parcă aveam pe undeva prin chest Uite aici am o... Cât colora negru vrei tu? Bine, nu chiar, da. Aproape și facem și niște peinuri. Să fim siguri că avem de toate. Era acum hai să muncăm puțin și să urcăm înapoi la etaj. Bă, nu știu, sunt foarte încântat de ce o să iasă cu casa asta. Sper că o să iasă ceva să fiu încântat. Hai să văd. Altă schimbare. Altă idee de fapt. Uite, pe aici ar trebui să pun niște spru sud. Nici nu știu dacă mai am spru sud neprelucrat. Sper că mai am. Pentru că am nevoie exact în momentul ăsta. Și văd că nu mai am spruce sud, frate. Avem neapărat nevoie de spru sud. Destul de nasol. Pac, pac, pac. Facem un... Uh... X și o să mă duc să iau niște spruce wood între timp. Pentru că nu pot să fac designul ca să evit acolo să bag niște spruce wood și acolo o să vină un gemules eventual. Da, să arate totul perfect așa cum vrem și noi și cum vreți și voi și cum toată lumea vrea bănuiesc. Deci hai să mergem după niște spruce wood. Oh, destul de frumos drumul ăsta. Da? Ar trebui să facem toți ceva de genul. Însă momentan mă ocup de chestiile din interior, adică de la casa mea, nu din exterior, adică prin spawn și prostie genul ăsta. Cel puțin eu, pentru că vă dați seama că eu nu am... Uh, nu mi-am terminat casa, mai am o grămadă de chestii de făcut și o grămadă de idei. Avem pe aici ceva cu spruce wood, parcă. Uite că primim haste de la bacon-ul ăsta. Nebunie, frate, deja este bacon în serie. Nebunie maximă pe seria asta. Muncește lumea, nu i glumă. Hai să luăm repede niște spruce wood. E unul dintre cele mai șmechere materiale, zic eu, spruce Adică îmi place așa culoarea, mai ales cu quartz merge genial. Bine, și dark wood-ul e mișto, dar neprelucrat dark wood-ul nu e așa negru precum ar trebui să fie, ci sincer. Adică e foarte ciudat și probabil am mai vorbit despre asta sau nu știu sigur. Însă dark wood-ul neprelucrat e mai... Mai portoc, nu mai portocaliu, mai maroniu sau hai să zic mai albui decât uh, sprusul du, însă prelucrat e mai negru decât sprusudu, asta e foarte ciudat. Sper că ați înțeles la ce mă refer, deși probabil n-ați înțeles. Dar e ok, nu cred că deranjează pe nimeni că mai zic câteva chestii pe care nimeni nu le înțelege. Frate, e foarte esențial sprusul ăsta pentru construcțiile mele, deci probabil o să trebuiască să mai vin și off camera și să mai au câteva stack bune de Sprusud Pentru că se potrivește exa Extrem și exact De bine cu, cu Geamul negru și cu quarțul, deci clar o să-l folosim Destul de des Bine, ar, aș putea să folosesc și dark wood Dar da, Cum am zis, nu e atât de dark precum ar trebui să fie Deci prefer spru sud -ul. Hai să iau un stack Să am un stack să fiu sigur că nu mai am probleme 4-7 Am nevoie de puțin ar trebui și să replantez pe aici cu pacii, să nu-i las așa să se piardă. Dar nu știu dacă am uit un sapling. Hai să pun așa saplingul la loc. Încă mai sunt pe aici saplinguri care nu au crescut, pentru că tot eu am mai luat înainte și am pus saplinguri o grămadă, însă văd că nu au reușit tot să crească. Ok. Hai să fiu sigur, îl pun exact pe același loc. Hai că arată binișor. Pun iar asta aici. Și hai să mai luăm vreo 2 copaci să facem și noi un stack. Oh my god, vine noaptea, frate. Abia am dormit și deja iar vine noaptea. Nu știu. Mi se pare nasol cum trece așa de repede ziua. Bine, iarnă. Dar în Minecraft nu contează asta. Și foarte nasol, frate. Deci, în vară, dacă era ora 8 seara, ce se prea, oh, super, 8 seara. Nu e așa de seara. Însă acum, la ora 8, nici nu mai ai chef de nimic. Cel puțin la mine așa e, nu mai am chef să, nu știu, să mă duc până la magazin la ora 8 seara, pentru că mi se pare că e foarte târziu, chiar dacă nu e. Vara, la 8, nu știu, la 8 te trezeai, îmi glumesc, dar la 8 te apucai să faci chestiile. Și fiecare înțelege ce vrea prin chestiile astea. Văd că cineva a pus torți acolo, poate chiar eu, dar nu mai știu. Însă nu contează acum. O să avem nevoie și de niște wood, oh însă momentan nu stau să iau. Mă duc repede, repede, repede. Hai să punem puiul aici în inventar. Casa lui Dani, care nu e deloc terminată, nici începută chiar. Oh my god, casa lui Leo, care arată destul de me chiar nici nu știu ce vrea să facă până la urmă aici. Dar, na, nu vreau să vă arăt mai multe detalii, pentru că poate el nu a pus episodul și nu vreau să dau nici spoilere dacă căsuța mea, mirifica mea căsuță. E frumos. E frumos, frate, e frumos. Nu știu exact cum să fac așa să difere puțin, în fine, o să văd eu. Dar am ajuns acasă și asta e tot ce contează. Hai să dormim să nu ni se spawneze vreun creeper pe acoperiș. N-am vrea să se întâmple asta. Cel puțin eu nu aș vrea. Și o să facem și balcon aici la etaj, însă mai durează puțin până facem așa ceva. Adică toate la timpul lor, nu? Nu știu dacă, mă bat. Eu nu știu dacă arată bine așa. E pe asta o aveam și asta să fie. Nebunie, frate, nebunie aici. Bun. Nu știu dacă și asta ar mai trebui pusă. Oh my god. Mucat, frate, eu, din copac. Ești nebun. Ce vrea, frate, ăla? Ce caută scheletul ăla pe după casă? Ok. Uh, chiseled, chiseled, chiseled. Uite ăsta e chiseled. Dacă punem aici un chiseled nu știu ce să zic. Momentan încercăm o grămadă de designuri. Mm. Nu, nu place. Arată chiar urât. Chiar arată urât. Ar fi o idee să punem um, un alt fel de Ok, hai să încerc să văd și metoda asta. și aici să pun uh, word wood plank din asta. Și o să fac la fel și sus. Zic eu că ar arăta bine dacă aș face la fel și sus. Hai să vedem. Mamă, câte idee am. Dacă ați ști câte idee Probabil m-ați rugat să pun de zilnice dacă ați ști câte idee Dar nu știți încă. Hai să iau toate astea. Bun. Și iau niște, de fapt hai iau ce am din asta normal, nu, oh my god. Ok, ceva în genul ăsta. Tot ies pe aici pe afară frate, dar trebuie să verific. Nu, nu arată bine, nu arată asta deloc bine aici, eventual, nu așa. Eventual aș putea să pun așa. Da, cred că așa ar arăta cel mai ok și cel mai... Perfect. Cel mai decent și cel mai ok în același timp. Hai să urcăm aici sus să terminăm ce am început. Da, așa ar arăta binișor. Dar acum trebuie să mai pun pe aici, uite. Fac, hai să pun peste tot. Frate, rămân fără... Oh, could, ești nebun. O să să-mi iau materialele off-camera pe viitor. Să nu vă mai țin așa pe voi în episoade și prostii, dar dacă nu m-am gândit la chestia asta, se au oh, Ceva de genul, zic eu că arată bine, chiar arată bine, nu mă pot plânge, aici se au și niște aucud oh, că sunt fix aici lângă casă. N-am nevoie de foarte mult. Însă vreau măcar să termin cămăruța aia sau camera aia sau cum vreți voi să o numiți. Pentru că așa încet încet facem totul să arate bine nu vreau să fac nici chestiile să fie doar făcute, vreau să fac chestiile să fie perfect făcute pentru că, nu știu, o serie așa specială pentru mine și probabil pentru voi toți și pentru noi toți, de fapt, Vedeți voi că vă las fără brează sâmbătă asta? Zicea unii, îmi zicea, Max, dar tu nu mai pui breaz, e sâmbătă, adică neai în timpul săptămânii, nu frate, pun și sâmbătă breaz și duminică, iar chiar dacă duminica eu sunt foarte demoralizat și mă gândesc la școală, și acum voi sunteți gen, Max, n-ai zis asta, n-ai zis școală. Da, nici, nici mie nu-mi place și nu mă simt fericit să vorbesc despre așa ceva, dar până la urmă nu, pot, nu, putem schimba noi nimic, adică fiecare are câțiva de școală de făcut, după ce i terminăm, scăpăm. Bine, acum trebuie să-i terminăm, dar să fie și binișor. Ia Parc, cred că fac același design ca jos. Și dacă aș lua ăsta de aici, ce ar fi? Oh, bun. Să luăm asta de aici. Și să punem, uite, așa, lemn. Aici băgăm... Um, uite, așa... What? Ah, ok, și aici ar trebui atunci... the fuck? Sparg și nu sparg bine. Bun. Perfect. Hai să fac și o ușă de spruswood, aparent. Nu? Asta parcă e de spruswood, cel puțin așa rețin. Vedem acum. Fac sau e de darkwood. Da, e de darkwood. Să văd dacă mai am vreun pic de darkwood pe aici. Oh my god, am spus ud. Asta nu fi darkwood? wood? Am spus ud. Frate, nu știu că nu mai am dark. Oh my god, nu mai am darkwood. wood. Plâng dacă nu mai am. Hmm. Ok, am o ușă. Perfect, frate. Dark oak door măcar atât, că dacă nu aveam nici ușa asta, trebuia să mergem până pe la... Că mergeam la Ganicus să vedem dacă are el ceva pe acolo. Cam așa o să arate camera asta. Uh, și pentru cei care se întreabă ce o să fie aici, nu știu, probabil un dormitor, ceva, o să fac eu designul și în interior pe viitor. Dar momentan avem timp noi de așa ceva. 3, 4, 5, 2, punem așa câte puțin ca să nu... Să nu murim iară din cauza falling damage-ului cum am murit uh, ultima oară și destul de supărat din cauza asta, dar până la urmă nu contează câte deturi ai. Oh my god, am pus ceva greșit aici. L-am pus invers. Adică până la urmă nu contează câte deturi ai, dar mm, totuși așa pentru mine. Pentru mine contează puțin. Să n-am nici extrem de multe. Acum eu am cele mai multe de pe server, știu. Însă, nu știu, Puteam să fiu mult mai atent dacă voiam, dar... Okay. Dar nici nu m-am chinuit, sincer, să fiu atent, să nu fac deturi și prostie genul ăsta, pentru că... Până la urmă, nu asta, nu, asta e, nu asta e scopul seriei, să nu faci multe deturi, știi? Ok, tot arată finișor. Ce mă gândesc? În loc de chisel wood la aș putea să pun dark oak oh, wood. Dar, vedem, da, deci, deci în loc de, uite, ăla de acolo, să pun dark. Da, clar arată mult mai bine. Clar vreau să fac schimbarea asta, dar nu știu dacă mai am, mai am spru sud. Uite, în loc de ăsta... Să pun niște sprus. Mai cad. Bun. Zic eu că arată mult mai ok. Că, uite, aici arată foarte nasol. Dar nu pot face nimic în legătură cu asta. prea pot face nimic. Hai să luăm asta. Da, arată mult mai ok, nu mai arată ca și cum ar fi un, nu știu, un castel poate sau ceva de genul ăsta. Aici iar îmi doresc să ne cățărăm. Sau aș putea să pun aici Darkwood. Nu, cred că o să schimb chestia asta cu darkod. De fapt nu-i Darkwood, e văd în fine, nu contează. Pac, pac, pac. Și aici, aș putea să și aici. De fapt nu, nu place. Dar aș putea să fac ceva de genul ca să se diferențieze puțin locurile și să pun aici... Oh my god. Da, clar, da, arată mult mai ok așa. Aici știu că arată ciudat că sunt două de astea, dar... Na, cum altfel să fac să fie totul bine? Bun, păi cred că cam atât cu episodul ăsta, nu știu exact de cât timp filmez, dar cred că filmez de ceva timp. Cam atât, am mai făcut ceva la casă și o să mai fac în continuare. Zic eu că arată destul de binișor. Pentru mai multe episoade nu uitați să lăsați un like, uite aici o să vină un balcon. Numai că acum am uitat să-l fac, o să-l fac după, întâi fac o așa. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!